de contractele pe perioade determinate. Problema legată de contractele colective de muncă pe care actuala guvernare dorește să le desfințeze, astfel încât angajatul să fie la discreția totală a angajatorului. În contextul actual, angajatul nu mai are niciun drept. Îi se poate impune și timpul de lucru, îi se poate impune ore suplimentare, îi se pot impune salariile, îi se pot retrage drepturile salariale, se poate face evaluarea pe care numai cel care angajează o stabilește. Dincolo de toate aceste lucruri, noi trebuie să protestăm ca codul muncii să rămână așa cum este el la ora actuală, întrucât el reprezintă un element definitoriu pentru relațiile de muncă, relația dintre angajat și angajator. Deci angajatul la ora actuală nu se mai simte protejat, el este la îndemâna angajatorului și a guvernului care a hotărât să-și asume acest lucru. În contextul acesta, sigur că toate sindicatele la nivel național vor protesta pe diferite canale și la diferite ore, tocmai pentru a opri această asumare de către guvern a codului muncii. Cunoștință,